Bine v-am găsit, băieți. Bine ne-am găsit. Salut. De curând ați lansat un show nou, Obiecte Ciudate. Cu ce se ocupă show-ul ăsta? Despre ce este vorba? Dați-ne mai multe detalii. E un show care a plecat oarecum din faptul că noi facem stand-up, dar nu e stand-up clasic cu o singură persoană pe scenă. Suntem amândoi pe scenă în același timp. Și în cadrul show-ului prezentăm o grămadă de invenții, obiecte pe care le-am creat noi, obiecte pe care ni le-am imaginat întâi, le-am desenat în comicurile pe care le facem, că avem un site cu comicuri, ceva mărunt, într-o. Și am făcut obiectele astea, după aia am început să le și construim și să le prezentăm pe scenă oamenilor. Sunt obiecte pe care nu știe că ai nevoie. Și când am început să le construim, în sensul că a început Toma să le construiască, le-am gândit împreună și el s-a apucat de treaba asta de făcut. Are o imprimantă 3D, sunt obiecte care sunt printate la imprimanta 3D, sunt obiecte care sunt construite de mânuțele lui, sunt... Și majoritatea sunt combinații. Combinații, da. Sunt chestii care folosesc tot felul de calculatoare și Arduino în ele și tot felul de nebunii din astea. Adică sunt niște invenții pe bune. Că sunt amuzante, vom vedea. Din ce categorie fac parte aceste obiecte? Că mi-ați tot spus că le construiți. Păi avem mai multe categorii. Avem obiecte pentru casă, de home improvement, ca să zic așa. Avem obiecte de privacy și securitate și mai avem și obiecte pentru uz intim personal. Cum au reacționat oamenii la acest concept nou de show în România? Până acum am avut, cum ai zis, am avut o avantpremieră la IC Fest și am avut un prim spectacol complet. Avantpremiera a fost mai scurtă și am avut un prim spectacol complet în București, care a mers foarte bine. Da, de fapt e un pic greu pentru că oamenii vor să cumpere obiectele și noi rămânem fără obiecte și nu mai avem ce să prezentăm în următorul show, că nu mai avem obiecte, că sunt atât de bune că oamenii vor să le cumpere. Ar fi drăguț să-ți arătăm, ți-am adus să-ți arătăm un... Hai să-l vedem! Hai să vedem dacă reușesc să nu-l distrug. Ia, Toma, ia, prezintă-ne acest obiect și cum am ajuns noi la această invenție. Toate obiectele noastre sunt născute, asta este fierul de șifonat. Toate obiectele noastre sunt născute dintr-o nevoie, dintr-o problemă pe care o ai în viața de zi cu zi și pe care încercăm să o rezolvăm. Asta este un echivalent foarte bun al scosului verighetei, dacă vrei, pentru bărbații căsătoriți când s-a dus agață. Și, de asemenea, dacă ești hipster, pur și simplu și te duci doar să-ți iei o cafea sau ceva de toți banii, poți să faci asta, să-ți șifonezi pălăria. Haideți să vorbim despre turneu. Mi-ați spus că urmează să pregătiți și un turneu cu obiecte ciudate. În ce orașe veți merge? Păi o să mergem chiar weekendul ăsta, adică pe 15 octombrie, nu? 15 octombrie, sâmbătă, o să fim la Brăila, la The Music Pub. Deci Brăila, The Music Pub, sâmbătă. După care Constanța, la Club Phoenix, duminică, și luni vom fi la Brașov, la Dean's Irish Pub. Asta pentru început, după care o să mergem peste o săptămână, o să mergem la Iași, la Hunter's Pub, după care o să mai avem Oradea, ne o să ne plimbăm încetul cu încetul prin toată țara. Pentru că tot vorbim de obiecte ciudate, care e cel mai ciudat obiect pe care l-ați văzut pe net de vânzare sau pe care l-ați dăruit sau primit? Zii tu ce ai dăruit, că tu ai dăruit. Cel mai ciudat obiect pe care l-am primit, nu eu, cât un membru al familiei mele, Fimiu, când a făcut vârsta de un an, cred? Da, când a făcut tăierea sau de un an. La un an a primit un cadou foarte, cum să zic așa, util unui copil de vârsta aia, și anume a primit un topor. Băieți, eu urez multă baftă cu show-ul. Mulțumesc frumos. Și mai așteptăm și cu alte obiecte ciudate. Să mai facem. Ce mai inventați. Cu siguranță. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi.